și să spun cât de mult te iubesc. Am văzut deseori cum pe lani Caledon ai turnat din uleiul divin. Cu un singur cuvânt pe cel rău l-ai înfrânt și mi-ai dat iar putere să-ți cânt. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Pierdut să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Amin. Charma mea cea tare,
Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetat cum? Dar prea puțin, mă, nu? Nu putem să lăudăm și să-L mărim pe Dumnezeul nostru. Slăvit să fie Domnul. Psalmistul în Psalmul 92 spune: frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Lui prea înalt. Să vestim dimineața bunătatea Lui și noaptea ce? Oamenii, de aceea cred că am venit în seara aceasta și să-i mărim bunătatea și credincioșia Lui din veșnicie, veșnicie. Glorie Domnului! Amin. Mă bucur în seara aceasta că v-ați făcut timp să veniți la casa Domnului și cred că ați făcut cea mai bună alegere. Că ați venit în casa Domnului. Că mie îmi place mult de împăratul David. Dacă David ca împărat și ca proroc, și ce dorea David când sfeșnicii lui îl îndemna? Și ce îi spunea sfeșnicii lui? Zice, mă bucur, cum mi se spune, haide la casa Domnului. Picioarele mele se opresc pune în porțile tale, Ierusalim. Dacă David, ca împărat și ca proroc, era bucuros când vine la casa Domnului, noi cum trebuie să fim oameni? Plin de bucurie și zicători să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Și înainte ca să intrăm în slujba pe care ne stă în față, vom chema pe Domnul prin fratele Simion Bradu. Amin. Înainte ca să ne închinăm Domnului, să-L chemăm pe Domnul în seara aceasta, El să vorbească, nu carnea și sângele, ci Duhul Lui Cel Sfânt, slăbit să fie Domnul. Și rugăm pe Domnul în seara aceasta să deschidă cerul. Să mai lasă cariurile Lui de apă vie, să mai curgă de sub tronul casei de Lui. Și orice inimă să-L sfințească, că e viu și lucrător, slăvit să fie Domnul. Așa cum stăm pe picioare, ne vom închina Domnului, dar înainte vreau să dau citire la două versete din Psalmul 132, versetul 7 și 8. Pagina în Biblie 631, Psalmul 132, versetul 7 și 8. Haidem la locuința Lui să ne închinăm înaintea așternutul picioarelor Lui. Scoală-te, Doamne, vină la locul Tău de odihnă, Tu și chivotul măriții Tale. Amin. Părintele, mulțumim Domnului și vreau încă o dată să vă mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți în casa Domnului și vă spunem un bun venit în casa Domnului. Amin. Mulțumesc de asemenea. Poliția Română, Domnul se binecuvântează în această seară de la circulație și ei să. Și fratele păstor, zice bine că poate Domnul poate să mă arătare, că sunt poate tare mulți mă urmă. Domnul se binecuvântează. Trebuie să mă arătă o regulă, am mântat, că acolo nu-s fi tot dumneavoastră, fi alții. Domnul să mă ajute. Fraților, îi mulțumim Domnului de această seară minunată. Mulțumim la sora Amalia de la Cluj, Domnul să o binecuvântează, Domnul să o umple de putere, pe fratele păstorea de Locanu, Domnul să o binecuvânteze pentru prima dată în biserica noastră, Domnul să-i dea cuvinte pe gură, să, în gură slăvit să fie Domnul și Domnul să vorbească în seara aceasta. Oameni buni, știți ce a spus Samuel când l-a chemat Domnul? Ce a spus Samuel? Vorbește, Doamne, cu robii Tăi, ce fac? Ascultă. Așa să spunem și noi în seara aceasta. Vorbește, Doamne, cu robii Tăi, ascultă, glorie Domnului. Numai oameni buni, știi ce trebuie să fim? Plin de bucurie. Când mă gândesc când a trecut Dumnezeu prin, în fața peșterii și Ilie era ascuns în peșteră și l-a întrebat Dumnezeu pe Ilie, ce faci tu aici, Ilie? Și știi ce a spus Ilie?
oameni blânduți. Vorbește la trecut. Un om care la rugăciunea lui s-a coborât foc din cer și a mistuit jertfa. La rugăciunea lui a spus, după cuvântul meu, nu va ploua câți ani? 3 ani și 6 luni, după cuvântul meu. Și totul el spune că am fost prin de râdă. Oameni buni, hai noi să fim prin de râdă. Știți de ce? Că ne-a ținut Domnul în viață, ne-a dat sănătate și cel mai important, ne-a ținut în pocăință și zică Domnul să ne ajute. Amin. În continuarea slujbei, sora Amalia, Domnul să o binecuvânteze, va lăuda pe Domnul cu un grupaj de 2 cântări și sora Silvia va lăuda pe Domnul cu o cântare. Amin. Deși m-am născut într-o familie de creștini și am fost dusă la școala duminicală, apoi la biserică, când am fost destul de mare, am ales să merg pe drum fără Dumnezeu. Mi se părea că sunt prea multe de făcut dacă alegi pe Dumnezeu și că mai bine să fiu liberă, credeam eu. În liceu am început să fumez, apoi am început să ies cu prietenii, cu colegii în oraș. Le spuneam părinților mei că merg să dorm la câte o colegă și mergeam la discotecă, cum erau pe vremea noastră, cum se numesc cluburi. Și făceam cam numai ce vreau, nu ascultam de nimeni. Pe la 18 ani am întâlnit un băiat cu care am început o relație care n-a fost după voia lui Dumnezeu și așa am început să fac din lucruri mici, lucruri tot mai mari, care nu erau după voia lui Dumnezeu. Însă în tot acest timp, Dumnezeu m-a renunțat, slăvit să fie El. Și a stat și a bătut la ușa inimii mele, așteptând să-i răspund. După ce am întors la Domnul, am auzit cântarea pe care vreau să o cânt și am înțeles că se potrivește perfect acele perioade din viața mea în care Dumnezeu m-a căutat, iar eu nu vreau să-i răspund. Dacă știți, mi-ar plăcea să cântăm împreună. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni ea. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni ea. Thank you.
vrut să am bani și Dumnezeu a gândit să am o afacere în care am câștigat destul de bine, însă în scurt timp am pierdut-o și am fost supărată de Dumnezeu. Apoi am vrut să cânt și tot Dumnezeu a gândit să ajung la București, la un concurs muzical televizat, pe care l-am câștigat, însă eu am fost supărată de Dumnezeu, pentru că mi se părea că nu am destul succes. Și dacă nu aveam succes, nu aveam nici bani. Impresarii și managerii au început să ne impună cum să ne îmbrăcăm, ce cântări să cântăm, unde să mergem, ce să vorbim. Și nu mi-a convenit, am reziliat contractul și m-am întors acasă la Cluj. Însă din nou eram supărată pe Dumnezeu, pentru că căutam un loc de muncă și nu-mi plăcea nimic. Mi se părea că nimic nu e destul de bun pentru mine. M-a sunat o prietenă din Italia și m-a chemat la ea. Am mers în Italia și m-am angajat o spătăliță, în un restaurant foarte mare, că câștigam foarte bine, însă din nou eram supărată pe Dumnezeu, pentru că aveam bani, dar nu aveam timp să-i cheltui. Am fost omul la care Dumnezeu i-a dat aproape orice i-a cerut. Pentru că oricât aveam, vreau puțin mai mult și niciodată nu am fost mulțumită. Pentru că orice am avea, dacă nu-l avem pe El, nu avem cum să fim fericiți. De așa ajungem cea mai mare slavă pământească. Să-l
Ce folos viață fără?
Doamne, fără Iisus, viața noastră nu are sens. Amin. Dacă Domnul Iisus personal, știi ce spune în Matei, capitolul 16, cu 26? Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă... Dacă am pierdut sufletul, pot să câștig toată lumea, n-am câștigat nimic. Și tot s-a mistupat într-o seamă, fiză și patru, știi ce spune? Spune, când îți întorci privirele spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața. Slăviți să fie Domnul. Oamenii, ascultați-mă bine ce vă spun, vă spun și vouă. Ca să ai un mâine fericit cu Domnul, trebuie ca astăzi pe Domnul să-L ai în inima ta, în viața ta, în familia ta, în biserica ta și vei fi cu binecuvântat de Domnul. Toți vrem să fim binecuvântați de Domnul, nu? Amin. Și zic ca Domnul să-i ajute la aceasta. Amin. Sora Maria m-a lăudat pe Domnul cu cântare de cântări, sora Janina m-a lăudat pe Domnul cu cântare și sora Eleana orice v-a lăudat pe Domnul cu cântare. Amin. Am primit un telefon de la mama mea, fratele meu, Abel, a fost să mă accident de motocicletă și am plecat toți la urgență. Doctorița de pe smurt mi-a spus că Abel este foarte grav. Și atunci am retras într-un colț și m-am rugat. Și am zis, Doamne, dacă scape Abel în viață, îți promit că mă las de fumat. Vreau să fac un pact cu Dumnezeu. Se dau în schimbul vieții, fratele meu, viciul meu. Oare, care sunt motivațiile cu care venim la Dumnezeu? Poate unii vin din frică, alții pentru că așa e bine. Alții pentru că așa au auzit din bătrâni. Cântarea pe care vreau să vă cânt vorbește despre patru oameni care vin la Dumnezeu, fiecare cu motivația lui. Vă doresc din suflet, atât dumneavoastră, cât și mie, să fim ca șomul din ultima strofa cântării, care atunci când vine la Iisus și acesta îl întreabă, omule, de ce ai venit? Îi răspunde, Doamne, într-o zi din viață, te-am privit pe crucea în față și acum îți de dimineață și sunt nebun de fericit. Amin. Omule de colț și smurt,
27 de ani și 3 zile. A plecat de acasă sănătos și la 300 de metri de casă a derapat și în cădere și a rupt gâtul. Am fost foarte supărată pe Dumnezeu și am spus că n-am nevoie de un Dumnezeu care mi-a luat fratele atât de tânăr. Însă, în ziua mormântării lui Abel, m-am trezit al Domnului, slăvit să fie Domnul. Aveam o pace în suflet pe care nu o înțelegeam și eram liniștită. A fost ziua în care l-am primit pe Iisus în inima mea. A fost ziua în care Dumnezeu m-a zbăvit de partea fumatului. A fost ziua în care am simțit cum se frâng lanțuri care mă țineau legate de păcat. Însă am gândit de multe ori cum ar fi fost dacă aș fi fost eu în locul lui Abel. Și dacă aș fi murit așa cum a murit el. Și ar fi trebuit să stau în fața lui Dumnezeu să dau socoteală pentru viața mea. Oare ce-ar fi spus Dumnezeu? Credeți că ar fi interesat că aș fi avut bani? Ar fi interesat că am cântat la București? Sau că aveam un serviciu bun? Dar dacă m-aș fi dus și aș fi spus că așa cum sunt, l-am primit pe Fiul lui în inima mea și el mi-a iertat păcatele, m-ar fi primit cu brațele deschise? Cântarea pe care vreau să mă cânt este cântarea pe care, dacă aș fi știut, aș fi cântat-o în acea zi, când am simțit cum se frâng lanțurile păcatului. Și dacă o știți, vă rog să o cântați împreună cu mine. Thank you.
Și numai Tu,
Veniți toți cu flăcări.
sfârșit mai glorios decât viața și sfârșitul de ostaș al lui Hristos. Tinere, te cheamă Domnul să te apleci la crucea lui. Lasă lumea la o parte, vino în casa Domnului. Lasă lumea la o parte.
Cerești, rugă-mă tu
Se adună pe
Citesc 38 de versete care descriu vindecarea unui orb din naștere. E un moment arhicunoscut și aș vrea să ascultăm cu mare atenție cuvântul lui Dumnezeu care spune așa. Versetul 1. Când trecea, Iisus a văzut un orb din naștere. Ucenicii l-au întrebat și fiți atenți ce curiozități au ucenicii. Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Gândiți-vă bine la absurditatea întrebării. Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Și iată, oameni buni cu lucrările lui Dumnezeu pot fi văzute și în ceva aparent urât, ca într-o boală, ca într-un handicap. Zice Biblia, cât este ziua, a zis Iisus, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta. E ceva ciudat aici, dar veți vedea că totul are o explicație perfect rațională. Și a zis, du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tâlmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetori ziceau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau, el este, alții ziceau, nu, dar seamănă cu el și el însuși zicea, eu sunt. Deci i-au zis, cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns, omul acela căruia îi se zice Iisus, a făcut tine, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Versetul 12. Unde este omul acela? L-au întrebat ei, adică vecinul. Iar el a răspuns, nu știu. Au dus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte, deci acțiunea acum se desfășoară la ceva zile de la momentul în care orbul a fost vindecat. Și aici în versetul 14 spune, era o zi de sabat când făcuse Iisus tină sau noroi și îi deschisese ochii. Și aici apare o problemă teologică pentru evrei, care unii dintre ei susțineau că în ziua de sabat n-ai voie să faci niciun fel de activitate. Și acum, din nou fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. Și el i-a zis, mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd.
Atunci, unii din farisei au început să zică: omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau: cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Iar așa au întrebat pe orb: tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Este un proroc, le-a răspuns el. Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până n-au chemat pe părinții lui. Și acum intră părinții în scenă. Și când i-au venit părinții, i-au întrebat: acesta este fiul vostru care spuneți, observați insinuarea, adică spuneți voi că s-a născut orb. Cum dar vede acum? Drept răspuns, părinții lui au zis: știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede acum sau cine a deschis ochii, nu știm. Ei, părinții de data aceasta cam mint. Pentru că dacă știau, vecinii cu certitudine știau și ei. Numai că veți vedea care este cauza minciunilor. I-au zis: întrebați-l pe el, este în vârstă, adică are buletin, e matur. El singur poate vorbi despre ce îl privește. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii hotărâseră acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul sau Mesia sau Salvatorul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui: este în vârstă, întrebați-l pe el. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis: dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un păcătos. Observați ce tehnică au. El a răspuns: dacă este un păcătos, nu știu. Dar ascultați versetul 25, puteți să uitați predica, dar nu uitați versetul ăsta. Dar el a zis așa: dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Iarăși l-au întrebat: ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Observat curiozitatea lor. Care a fost metoda? Acum v-am spus, mi-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voi să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicilor. Observați, simțul ironiei e semn de inteligență și câteodată de credință, chiar dacă unii ai noștri se potignesc în el. Zice Biblia că ei l-au ocărât și i-au zis: tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise, știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Îi observați, se contrazic singur. Mai devreme spuneau: dă slavă lui Dumnezeu, știm că este un păcătos. Acum spun: nu știm de unde este. Aici este mirarea la răspunsul omul acesta. Că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Ce logică bună are orbul acesta fără niciun fel de școală? Ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Și acum versetul 34, tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Pentru că oamenilor, când li se epuizează argumentele, de obicei jignesc. Și pe orb îl dau afară. Cât a fost orb, a fost un membru bun, dar când îi se deschid ochii, știți, sistemul religios câteodată are nevoie de oameni orbi. Oameni fără întrebări. Când îi se deschid ochii, devin periculoși. Zice că Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns: și cine este Doamne ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus. Și cel care vorbește cu tine, acela este. Și acum observați cum omul ăsta din profitor se transformă în închinător. Cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu. V-am ținut destul în picioare, știu că așteptați. Așezați-vă dacă vreți, dacă nu stați în picioare. Nu e ca să stai în picioare, eu stau. Și cred că, pentru că depun un efort ceva mai mare, voi fi mai răsplătit de Dumnezeu. Dați-mi voie pentru început să vă voi. Eu am o memorie vizuală bună. N-am mai fost niciodată în calitatea aceasta. De aceea, e așa politicos, prima dată, înainte să vorbești cu cineva, să te uiți puțin la persoana aceea, mă uiți și la cei ce sunteți camuflați până acolo, și cei ce sunteți aici. Și acum vine
o strofă dintr-un poet român care zice, știți că ne apropiem peste câteva zile, cel puțin calendaristic, intrăm în primăvară. Dar e un poet român care zice, și acum uitându-mă, nu la voi, la noi, uitându-mă la noi în seara asta, îmi vine strofa asta în minte care zice, degeaba vine primăvara, atâta iarnă e în noi, că martie se poate duce cu toți poporii înapoi. Știți? Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Dragostea de Dumnezeu e continuarea înțelepciunii. Biblia zice așa, și zice destul de dur, nebunul spune în inima lui Dumnezeu nu există. Dar eu am să vă spun că există un nebun mai nebun decât acesta, acela care spune că Dumnezeu există, dar trăiește ca și cum n-ar exista. El la care apare în toate statisticile ca fiind credincios, el la care participă la toate slujbele, el la care își face toate crucile, el la care participă la toate ritualurile, indiferent că sunt pentecostale, baptiste, ortodoxe, dar în același timp trăiește ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Da? Frica de Domnul e începutul înțelepciunii, dar mi-e tare frică de faptul că unii dintre noi rămânem mereu la acest început. A fi creștin înseamnă să iubești pe Dumnezeu. De altfel, Mântuitorul Iisus, după înviere, îl întreabă pe Petru de 3 ori. Nu că Hristos n-ar fi știut răspunsul, ci pentru că știa că Petru tinde să uite ușor. Și îl întreabă, Petre, mă iubești tu? A zice, permiteți-mi să parafrazez celebrul dramaturg englez, a zice că nu întrebarea aia cu to be or not to be, sau a fi sau nu fi, nu asta e întrebarea, ci întrebarea e următoarea. Cât de mult îl iubești tu pe Dumnezeu? A fi creștin înseamnă să iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești păcatele. Dacă cineva m-ar întreba, și pe principiu, dacă voi n-aveți întrebări, eu am răspunsuri, că așa-s predicatorii în general, sau dacă n-aveți voi întrebări, mă întreb singur, am să spun că dacă cineva m-ar întreba în seara asta ce înseamnă să fii creștin, a zice că a fi creștin înseamnă să iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești păcatele sau slăbiciunile. Mi-a zis o doamnă odată, domnul pastor, eu aș vrea să vin la voi la biserică, aș vrea să mă botez, dar nu mă pot lăsa de fumat. Și am zis, doamnă, înseamnă că iubiți sigara mai mult decât îl iubiți pe Dumnezeu. Și ea mi-a zis, cumva supărată de afirmația mea, domnule pastor, nu e adevărat, eu îl iubesc pe Dumnezeu mai mult decât iubesc sigara. A zis, îl iubiți pe Dumnezeu, dar cel puțin declarativ. În realitate însă, a iubi pe Dumnezeu asta înseamnă. A iubi pe Dumnezeu înseamnă, de dragul lui Dumnezeu, să spui la fel ca și Ioan. În 1 Ioan, capitolul 5, versetul 3, zice Ioan acolo, poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele pentru cei care iubesc pe Dumnezeu. Totul începe de aici. De altfel, fericitul Augustin, așa numesc ăștia în teologia răsăriteană, fericitul Augustin, el are o superbă rugăciune și vă citesc. Zice așa, Doamne, zice Augustin, ajută inimii mele să te dorească, dorindu-te să te caute, căutându-te să te găsească, găsindu-te să te iubească și iubindu-te să înceteze să mai păcătuiască. Pentru că întotdeauna secretul succesului în viața de credință e dragostea lui Dumnezeu. Noi ne-am venit aici pentru că ne-ar fi adus careva cu forță. E adevărat că s-ar putea ca unii să fi venit așa. Puțin, e adevărat. S-ar putea, mai ales ăștia care sunt încă sub autoritatea părinților, să fie fost aduși de părinți în locul acesta. Știți, noi venim în locul acesta pentru că îl iubim pe Hristos. Pentru un om care îl iubește pe Dumnezeu, cel mai bun loc în care poate să fie e biserica. E locul prezenței speciale lui Hristos. Și eu vă spun ceva, Hristos e aici chiar dacă noi nu simțim ceva. Eu am venit după 5-6 ani de drum, voi ați venit de la alergarea zilnică, fiecare dintre noi avem poverile noastre, avem fobiile, fricile noastre, îngrijorările noastre și de multe ori toate aceste poveri ne împiedică să simțim, să înțelegem, să percepem prezența lui Hristos din adunare. De-aia vreau încă o dată să proclam, dar articulat și clar și pentecostal, Hristos e prezent în locul acesta. Și o mai zic o dată, Hristos e prezent în locul acesta. Și pentru că 3 e cifră biblică, mai zic și a 3-a oară, Hristos e prezent în locul acesta. Și acum citesc, frica în ochii unora dintre voi, că știți că și 7 e cifră biblică, dar nu o să zic de 7 ori.
Iubirea de Dumnezeu e cea care ne dă putere să primim totul în viață. Amin. Totul pornește de la dragostea pentru Dumnezeu. Știți, un prieten de-al meu a trecut printr-un moment dureros atunci când cel mai mic copilaj din familia lor, al patrulea copil, o fetiță, a murit într-un tragic accident, dar într-un accident ciudat. A murit înecat într-un râu. Ei erau plecați din țară, fetița a rămas la bunici, două zile de la plecarea lor, fetița a ieșit cu alți copii la scaldă, cum obișnuiesc copiii la țară, într-un râu, unde curentul era foarte puternic, a intrat, curentul a luat-o, iar pe margine era fratele de trup al acestui prieten al meu și a încercat să o salveze, a sărit și el și a murit amândoi acolo. Și povestea el, cei de acasă n-au îndrăznit să mă anunțe. Motiv pentru care mi-au spus doar, vezi că fratele tău a avut un teribil accident, când m-am întors acasă, m-am așteptat cumva că el să fi murit. Și când am intrat în casă, am văzut prima dată sicriul ăla mare și lângă sicriul mare, am văzut sicriul mai mic. Și am întrebat, cine e sicriul ăsta? Și mi-au spus, cu greu, e fetița voastră cea mică. 2 ani de zile, mi-a zis el, n-am făcut altceva decât să mă cert cu Dumnezeu. Aproape în fiecare zi luam masa împreună, iar locul fiecăruia era clar la masă. Locul acela în care ar fi trebuit să stea fetița noastră a rămas liber. De câte ori vedeam locul acela, până și rugăciunile de la masă, mă certam cu Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei ascultători. Dumnezeu preferă mai degrabă un Iov care se ceartă sincer cu el, decât un fariseu fățarnic care vine și la biserică și rugăciuni să laudă cât el de credincios. Aproape 2 ani de zile mi-a zis omul ăsta, m-am certat cu Dumnezeu. Am trăit o stare de descurajare, de depresie, de tristețe, nu mai înțelegeam cu nevasta, nu mai mergeam la serviciu, totul era la pământ în viața mea. Până când într-o noapte, în timp ce mă certam cu Dumnezeu rugăciunea mea, Dumnezeu mă întreabă prin Duhul Sfânt. Mă întreabă la nivelul minții, n-am auzit vreo voce, a zis el, ci la nivelul minții, Duhul Sfânt îmi vorbește și Dumnezeu mă întreabă, mă iubești tu mai mult decât orice? Și mi-a zis el, în momentul ăla, a fost sincer cu Dumnezeu și a zis, Doamne, nici pe departe. Ca să fiu sincer cu tine, mai întâi mă iubesc pe mine. Și acum să fim cu toții realiști, că trăim în lumea asta în care self-esteem-ul, cum se numește acum la oraș, la modă, în generația selfie, în care totul se învârte în jurul meu, în care avem senzația că suntem în centrul de gravitație a Universului și că totul ni se cuvine, mai ales unei generații care trăiește cu impresia asta. Și el a zis așa, Doamne, recunosc că cel mai mult țin la mine, după aia cel mai mult țin la familia mea și dacă stau să mă gândesc, cred că și la casa mea am ajuns să țin mai mult decât țin la tine. Și noaptea aceea, în rugăciunea mea, Dumnezeu m-a întrebat de mai multe ori, știți cum face profesorul la matematică în general cu câte un elev? Nu că n-ar ști răspunsul profesorului, ci îl pune pe elev să repete încă o dată, încă o dată. De ce? Ca elevul să nu uite. Și Dumnezeu m-a întrebat încă o dată, încă o dată și încă o dată, de mai multe ori mi-a zis el, la nivelul minții mele, pentru că eram în starea aia de zbucium sufletesc, în starea aia de depresie, nopțile nu le puteam dormi, mă iubești? Toată noaptea asta a fost o luptă cu mine însumi, pentru că, dragii mei, creștinismul de aici pornește. Hristos a zis foarte clar. Dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, primul lucru ce să facă? Să se lepede de sine. Și asta e lupta. Și toată noaptea asta, a zis el, n-am făcut altceva decât să mă lupt cu Dumnezeu ca Iacov odinioară, iar spre dimineață am biruit prin înfrângere. Știu că sună paradoxal, dar spre dimineață am fost înfrânt de dragostea lui Dumnezeu și prăbușit la picioarele lui Hristos, am înțeles că așa cum spune Biblia, unde este inima voastră, este și comoara voastră și pentru că fetița noastră era parte din comoara noastră și știam că ea este la Hristos, de acum mi-am spus în mine însumi și inima mea trebuie să fie mai legată de cer decât de pământ. Din ziua aceea totul s-a schimbat în viața mea. Lucrurile au început să meargă bine, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu încă un copilaj. Dar am învățat încă o dată că atunci când e vorba de creștinism, biruiește doar cel care iubește. Mi-aduc aminte că în urmă cu aproape 2 ani de zile eram la spitalul de oncologie din Cluj.
să fac o rugăciune pentru un băiat de 22 de ani bolnav de cancer în stare terminală și mi-amintesc că părinții m-au rugat să fac treaba asta, iar băiatul era singurul lucid din locul ăla, era într-o stare extrem de slăbită și el mi-a zis, pastore, fă rugăciunea aia pe care trebuie să o faci pentru că ai promis-o părinților mei, dar eu știu că voi muri pentru că mie Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut lucrul acesta printr-un vis și știu că anul acesta voi trece la cele veșnice. Mi-aduc aminte că am făcut rugăciunea și după aia, pentru că mai aveam vreo 5 ore până când trebuia să zbor de la aeroportul din Cluj, am stat în locul acela, știți de ce? Că Biblia ne sfătuiește să stăm câteodată mai mult într-o casă de jale, că acolo avem șanse să devenim mai înțelepți, decât într-o casă în care idol e divertismentul. Și dacă stăm să ne gândim, idolul românilor preferat de astăzi e divertismentul. Și am stat lângă el și am început să citesc psalmi. Și în timp ce citeam, el a murmurat o cântare. O cântare care pe mine m-a dat gata. Cântarea asta zice așa. Eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisus, din inimă. Eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisus, din inimă, din inimă, din inimă. Eu te iubesc, Iisus, e drag, din inimă, din inimă, din inimă. Eu te iubesc, Iisus, e drag, din inimă. Versul 2 zice, îți mulțumesc, Iisuse, și mă gândeam, stând lângă băiatul ăsta, că el poate să cânte despre iubirea lui Dumnezeu și despre atitudinea de mulțumire a inimii lui, știind că va muri. Și m-am gândit, Doamne, cât de nemulțumiți suntem noi, de multe ori când venim la biserică și dacă ați vedea ce fețe avem, mă bucur întotdeauna când e cineva care să filmeze, dar nu cu ăștia care suntem aici, m-aș bucura să fie câte o cameră de filmat în dreptul fiecăruia dintre dumneavoastră, parcă suntem câteodată la o slujbă de înmormântare. Și m-am gândit, omul ăsta, fiind pe patul morții, realizează la 22 de ani că va trece din lumea aceasta și totuși poate să cânte despre iubirea lui Dumnezeu și despre mulțumire. Noi care suntem nemulțumiți și vezi pe unul că nu cântă și zici, bă, de ce nu ești bucuros? Păi nu mi se închide, frate, ușa, vine la mașină, că n-am cuptor cu microunde, nu știu de care, pentru că n-avem cele mai banale lucruri când ar trebui să înțelegem ce spune Biblia, că bunătatea lui Dumnezeu față de noi ne îndeamnă la un singur lucru și lucrul ăla e pocăință. Și întoarcere la Dumnezeu. Pentru că există un singur lucru care ne poate da speranță în fața morții și acest lucru este iubirea de Dumnezeu. Pentru că atunci când îl iubești pe Dumnezeu, știi că atunci când vei trece din lumea aceasta, te duci la El și dacă El este prioritatea numărul unu a vieții tale și dacă într-adevăr ești creștin, nu doar din ăsta cu numele care te declar întotdeauna, Doamne, eu sunt creștin, nu mă jigni cu întrebarea asta, ci un creștin care să-L iubească autentic, real pe Dumnezeu. Știți, când l-am înmormântat pe băiatul ăla, că la două luni de zile după ce m-am dus la el, a murit, mi-aduc aminte că atunci când am intrat în cimitir, știți, eu sunt bihorean și nouă bihorenilor, ne place să ne imaginăm. Și când am intrat în cimitir, mi-am imaginat ziua învierii. Știți de ce? E un poet român din zona Bihorului care zice, în ziua învierii va fi prima dată când va ninge de la pământ înspre cer. Din jos în sus. Zice, trai în dos. Știți ce m-am gândit? Cum va fi în ziua aceea? Eu de câte ori intru într-un cimitir, mie nu-mi plac înmormântările, am declarat-o public de mai multe ori, nu voi participa nici la înmormântarea mea. E adevărat, lucrul meu va fi acolo, dar cu siguranță eu voi fi în altă parte. Însă imaginez clipa, ceasul, momentul acela, când mii, sute de mii de oameni, milioane de oameni, cum spune Biblia în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, când însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, de la versetul 13 în jos, va coborâ, iar cei care au adormit în Hristos, adică ce înseamnă asta? Cei care l-au iubit pe Dumnezeu mai mult decât orice. Vor ieși din pământ, sfidând puterea de gravitație a pământului, pentru prima dată cu bucurie, și se vor întâlni cu Domnul în văzduc, zice Biblia.
pentru ca să fie pentru totdeauna cu Domnul. M-am tot gândit ce întâlnire de familie tare o să fie acolo. Când se vor întâlni părinții cu copiii, când ne vom întâlni cu cei dragi ai noștri care s-au dus și când vom vedea chipul Domnului Iisus Hristos. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu mi-am făcut planul legat de rai. Primul lucru pe care vreau e să văd chipul Mântuitorului Hristos măcar vreo 8700 de ani, așa că n-aș vrea să stea vreunul dintre voi în spatele meu. Și după aceea, mai am alte planuri, dar nu vi le zic în seara asta. De ce ați venit în seara asta, biserică? Chiar așa. Nu dați răspuns cu voce tare, că am văzut că sunteți cu feedback-ul rapid. Vreau să vă dați răspuns dumneavoastră. De ce vin oamenii la biserică? Știu că introducerea a fost lungă, spre foarte lungă, dar n-am fost niciodată la voi și cine știe când mai face Domnul să vin, așa că vă zic tot ce știu. Stați liniștiți că știu mai mult decât zile. De ce vin oamenii la biserică? Chiar așa. Când am început pastorația, aveam 26 de ani. Astăzi am 37 spre 38, mulți înainte, la fel vă doresc. Și mi-aduc aminte că, fiind într-un comitet de biserică, într-o micuță biserică lângă Oradea, fiind tânăr pastor, ăștia din comitet mi-au impus să fac un sondaj de opinie. Nu prea mi-ar dea de sondaje de opinie, dar pentru că ei voiau, eu le-am spus din start, le știu răspunsurile mai dinainte. Dar dacă voi vreți, facem sondajul de opinie. Sondajul suna cam așa. Fraților, ce ați vrea dumneavoastră să facem pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă mai bine aici? Altfel spus, ce ați vrea voi să vă oferim noi ca voi să vă simțiți mai bine? Întrebarea din punct de vedere biblic nu e tocmai corectă, în fine. Așa că am primit tot felul de răspunsuri. Mi-aduc aminte că unul care își cumpărase o mașină bună de curând și care, pentru că n-aveam parcare, ieșea tot din 15-15 minute să vadă dacă mi-o zgâria careva mașina, a zis, dacă vreți ca biserica asta să meargă bine, avem nevoie de parcare. Fără parcare, degeaba faceți biserică. Unul care era deranjat de copii, neavând copii, a zis, neapărat trebuie să faceți o sală mama și copilul unde să meargă părinții cu pruncii ca să nu avem gălăgie în timpul predicii. Altcineva care tocmai venise din Biserica Baptistă mi-a scris, frate pastor, fără studiu biblic, degeaba faceți biserică aici. Câțiva pentecostali de-ai mei au zis, neapărat câțiva proroci și o noapte de vene. Dintre toți, cel mai tare răspuns l-a dat fratele Pavele, așa zicem noi în limba bihoreană, care stătea întotdeauna pe pene în ultimul rând, care conducea, era un fel de lider de laudă și închinare, ca să folosesc limbajul mai puțin fericit al vremurilor noastre, conducător al închinării, cântând cam același repertoriu, dar ale le știa, ale le cânta. Și fratele Pavelea, care nu știa foarte bine să scrie, ne-a dat seama că nu s-au semnat, ai cunoșteam. Să știți că păstorul vă știe după scris. Cu litere mari de tipar, mâna tremurândă a scris așa. Noi, biserica, a dat numele bisericii, nu vă zic, și a zis așa. Pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă bine, noi avem întotdeauna nevoie de Iisus. Și a pus încă un semn la exclamării, încă unul și încă unul, ca semn că știa gramatică. Acum eu vă zic ceva. Ceea ce face biserica biserică nu-i nici tur la bisericii, nu-i nici crucea de pe ea, ceea ce face biserica biserică e prezența lui Hristos. De aceea vreau în seara asta să spun și să conștientizați. Hristos e prezent aici. Dar tu de ce ai venit astăzi aici? Știu, ai venit pentru că ai fost invitat și frumos, ești amabil. Ai venit pentru că pur și simplu de o vreme cineva te tot stresează și a zis, bă, mă duc în seara asta că e joi și după aia vine weekendul și nu mai am timp de chestii de genul ăsta. Ai venit pur și simplu în seara asta de curiozitate, ai venit să vezi ce mai pe aici, n-aveai ce face în seara asta prin Moisei și ai zis, bă, mă duc și eu la biserică. Ai venit pentru că te-a dus mama sau tata sau pentru că te-a bătut la cap soția sau soțul și în seara asta ești aici. Îți dau 7 răspunsuri pentru care oamenii vin de obicei la biserică și am să vă răspund, de fapt, ce oferă Dumnezeu, pentru că noi venim de multe ori la biserică, suntem dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în biserică, vă spun de ce, pentru că avem așteptări greșite. Sunt 7 răspunsuri pe care vi le dau rapid. 1. Unii oameni vin la biserică pentru că au un status social. Caută un status social. Sau mai pe românește, caută reclamă. Să fie văzuți de oameni. Exact la fel ca părinții orbului. Și veți vedea despre ce vă spun. Unii oameni caută status social. Alții caută bucurii pământești. Dom'le, să ne simțim bine dacă n-aveți aer condiționat, eu nu vin. Dacă nu-i căldura, nu știu cât, nu vin. Dacă nu-s fix 25 de grade, nu vin. Dar vă rog, dar poftiți. Unii caută doar să se simtă bine. În al treilea rând, unii caută metode. Adică, să le se spună punctul 1, punctul 2, punctul 3, cum să scape de problemele de viața lor.
Alții caută vinovați. Chiar și aici în biserică stau să uită, zice, bă, dar ăla aici, ăla aici, bă, dar până nu-l cunosc eu. Și de multe ori uităm că, de fapt, în casa lui Dumnezeu nu suntem într-o sală de judecată, ci suntem într-un salon de spital, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur. Unii caută vinovați, am zis. Alții caută teorii. Dom'le, a venit un pastor de la Oradea să vedem ce teorie ne mai aduce asta. Alții caută tradiții. Și zice, eu mă duc la biserică doar dacă există o anumită tradiție și merg în virtutea acestei tradiții. Alții caută doar ajutor în necaz. Dar acum am să vă spun ce ne oferă Hristos care e prezent aici. Și vă spun asta bazat pe ceea ce am citit din Scripturi astăzi. Când Domnul caută statut social sau reclamă să fie văzut de oameni, Domnul îi oferă statut spiritual, adică ești văzut de Dumnezeu. Amin. Când oamenii caută bucurii pământești, adică Domnule, mă duc să mă simt bine, Dumnezeu ne oferă altceva. Dumnezeu ne oferă bucurii ale sufletului, bucurii duhovnicești. Când oamenii caută metode rapide, adică punctul 1, punctul 2, punctul 3, să vină pastorul, nu știu care, preotul, nu știu care, odată cu apa sfințită, au făcut rugăciunea peste mine, am scăpat din problema din familie, Dumnezeu oferă transformare în timp. Dar aici trebuie răbdare, trebuie rugăciune, trebuie veni la biserică și asta e greu. Unii oameni caută vinovați, Domnul oferă soluții. Unii oameni caută teorii inutile, Domnul oferă experiențe reale cu el. Și ascultați-mă. Chiar în seara asta, aici în biserică, Dumnezeu se poate atinge de tine exact cum s-a atins de orbul acesta și orbul a ajuns să spună, am fost orb, dar acum văd. O slăvit să fie Domnul. Unii oameni caută tradiții omenești. Domnul Iisus ne oferă cuvântul lui Sfânt. Amin. Și unii oameni caută doar ajutor în necaz și după ce primesc ajutorul, eu văd de treaba mea, de-aia noi românii l-am închis pe Dumnezeu în biserică pentru că afară să facem ce vrem noi. Domnul ne oferă ceva mai mult decât ajutor în necaz. El vrea să ne ofere o relație zilnică cu El. Așadar, reluăm. Oamenii caută de multe ori în biserică doar un simplu statut social. Știți? La textul pe care eu l-am citit, nu știu ce vă uimește pe voi, dar pe mine cel mai tare mă uimește reacția părinților în fața fariseilor și cărturarilor atunci când părinții se delimitează de băiatul lor. Omul ăsta, din câte ați aflat din text, a fost orb și a fost vindecat de Iisus. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut vreodată vreun copil orb. În urmă cu ceva vreme, de puțină vreme, am văzut un copilaș de vreo 2 sau 3 anișori orb. Ți se rupe inima. Acum observați oricând și întotdeauna copilașii sunt legați de mama și de tată. Dar cu atât mai mult, nu știu, dacă vreunii dintre voi ați trecut prin drama aceasta, să aveți un copil cu un anumit handicap, parcă copilul ăla care e mai bolnav, un prieten de-al meu are un copil cu sindromul Down și mi-a zis, am primit de la băiatul ăsta mai multă dragoste decât de la toți ceilalți copii la urmă. Și acum știți bine că un copil care are un anumit handicap, are o anumită boală, parcă e mai legat de mama. Și acum gândiți-vă dumneavoastră, când copilul ăsta a venit în lume, probabil că nu s-au dat seama că e orb, neavând sistemul medical de astăzi, neavând tehnica medicală de astăzi, dar sunt absolut convins că cea care a observat prima dată a fost mama. Pentru că dumneavoastră, stimate doamne, domnișoare, stimate surori, aveți ceva ce nouă bărbați ne lipsește aproape în totalitate. Se numește spirit de observație. Probabil că, nu știu, într-o zi mama, uitându-se la băiat, zice, mă, ceva nu-i regulă cu băiatul ăsta nostru. Și merge la soțul ei, nu știu cum l-o fi chemat, pe tatăl acestui orb, să-i spună, dragă, știi ceva, nu-i regulă cu băiatul nostru. Și probabil că el o fi răspuns exact cum răspunde noi bărbații de obicei. Dragă, stai liniștită, n-are nimic, numai tu vezi întotdeauna, 100% n-are nimic. Dar au trecut zilele și starea lui era tot mai gravă și într-o zi, probabil, atât tata cât și mama au ajuns la concluzia, bă, băiatul ăsta nostru e bolnav. Trebuie să-l ducem undeva. Neexistând un sistem medical așa cum e astăzi, când cineva era bolnav, când se năștea un copil cu o problemă, era dus la preot. Preotul era cel care declara boala și apoi tot preotul era cel care trebuia să declare și vindecarea și între timp mai arunca un de lemn. Și acum gândiți-vă dumneavoastră la situația aceasta. Gândiți-vă că acest copil, toată viața lui stă lângă tata și lângă mama. Și într-o zi Iisus îl vindecă. Eu m-am gândit dacă aș fi fost în locul lui, care ar fi fost prima dorință a inimii mele? Eu dacă m-aș fi născut orb, știți, un orb n-are niciun fel de noțiune, nu știe ce înseamnă albastru, nu știe ce înseamnă cer. După ce m-ar fi vindecat Iisus, prima dorință pe care aș fi avut-o, ar fi fost aceea de a merge să o văd pe mama. Pentru că toată copilăria, toată viața,
Am auzit vocea mamei și sunt 100% sigur că băiatul ăsta, fiind doar încă din naștere, a fost legat de mama și vocea caldă a mamei o cunoștea perfect. Dintr-o mie de femei ar fi cunoscut vocea ei. Dar gândiți-vă dumneavoastră că într-o zi Iisus îl vindecă și după ce îl vindecă, primul lucru, vede cerul, vede cât de frumoasă e natura și se gândește, mă duc să văd pe mama, mă duc să văd chipul tatălui. Și când ajunge la mama și la tata, eu surprind din textul ăsta că părinții parcă ar fi fost supărați puțin așa. Surprind o oarecare iritare în tonul lor. Și m-am gândit de ce. Și răspunsul cred că e destul de simplu. Pentru că băiatul ăsta ducea niște bani acasă. Pentru că deja a început să crească și între timp a devenit cerșetor și știți cum e? Eu mi-aduc aminte că acum vreo 10 ani Domnul vorbește în mod tranșant unui om într-o biserică în Spania și spune, în seara asta Dumnezeu se poate atinge de tine, nu mai știu ce problemă de sănătate avea. Dar după ce Domnul îi vorbește în felul ăsta, omul despre care vă spun, a venit la păstor lângă mine, eram lângă el și am auzit urechele mele și zice păstorului, frate păstor, nu știu cum o fi cu treaba asta. Dar eu pentru boala mea primesc un ajutor de la statul spaniol. Zice, cu boala asta m-am obișnuit. Dacă Dumnezeu mă vindecă, zice, ce fac eu fără bani? Acum, dacă vă uitați la textul pe care l-am citit, eu văd la părinții ăștia o atitudine de iritare puțin, așa, de supărare. Cum e posibil asta? Ba mai mult decât atât, când părinții probabil că îl întreabă, dragă, dar cine te-a vindecat? Și el îi spune, Iisus. Păi tu nu știi că la noi în sinagogă s-a spus clar, dacă cineva va recunoaște că Iisus e Mesia, să fie dat afară din sinagogă. Știu, știu. Astăzi nu mai spământă pe nimeni să fie dat afară din biserică. Eu sunt păstor și știu treaba asta bine. Nu mai poți amenința pe nimeni vreodată. Vezi că te dau afară din biserică. Să fii serios. Însă în vremea aceea să fii dat afară din sinagogă, știi ce însemna? Însemna să fii total izolat din punct de vedere social. Pe stradă nu vorbești nimeni cu tine, la magazin dacă te duci nimeni te servește. Ești practic total izolat din punct de vedere social. Și acum părinții ăștia, când sunt puși în fața celor care îi conduceau religios localitatea lor, și când ăștia îi confruntă și îi întreabă, ăsta e băiatul vostru, dai băiatul nostru. A fost or, a fost or. Cine l-a vindecat, cum s-a întâmplat? Pe mine mă doare când citesc. Felul în care niște părinți se delimitează de pruncul lor. Știți de ce? Pentru că spune Biblia că le era frică de ceea ce spuseseră oamenii. Acum, doamne dragă, domnule drag, frate drag, dragul meu ascultător, ascultă ce-ți vorbește Dumnezeu în seara asta. Tu care spui de multă vreme, aș vrea să fac un pas spre Dumnezeu, dar oare ce vor spune oamenii? Ce o să zică tata, ce o să zică mama, ce vor zice ei de la noi din sat? De ani de zile spui același lucru. De ani de zile spui, și de atâtea ori am auzit și am avut în biserică, aveam un om care venea din alta societate, mi-a ascultat predicile și când îi spuneam, domnul, și trebuie să faci botezul în apă, spunea, cine eu? De ce să fac asta? Să intru acolo cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla. Ani de zile a venit, mi-a ascultat predicile. Niciodată n-a avut puterea să facă pasul ăsta. Știți de ce? Pentru că întotdeauna, în loc să se raporteze la oameni, în loc să se raporteze la Dumnezeu, se raporta la oameni. Când eram adolescent, mă ducea tata la biserică și zicea, fii atent, stai în biserică, vrei, nu vrei? Și eu, ce făceam? Făceam un tur de biserică să mă vadă taică meu că sunt acolo. Porneam de acolo, că era biserica noastră, biserică mare, porneam din partea aia, ieșeam pe aici să mă vadă taică meu, de două ori mergeam, ostentativ, și apăsat cum merge câte unul să fie sigur că ai văzut. Făceam tura asta odată, după aia mă gândeam, bă, tata poate e cercetat, așa că el se ruga în adunare, niciodată nu l-a văzut dormind. Și mi-aduc aminte, am zis, bă, ziceam, mai dau o tură să fiu sigur că m-a văzut de data asta. Dacă m-ar întreba cineva de ce a venit în seara asta aici, pe lângă faptul că fratele Pavel a fost atât de amabil să mă invite, aș zice că am venit în seara asta aici, nu pentru că știam că voi fi văzut de dumneavoastră, ci pentru că știam că voi fi văzut de Dumnezeu. Amin. Amin. Și acum vreau să vă mai zic ceva, dar în paranteză penticostală. Că sunt prea multe talente în bisericile noastre și prea puțin talanți. Pentru că talentul se raportează întotdeauna la oameni. Talentul se raportează la Dumnezeu. Pentru că suntem mult prea preocupați. Bă, ce o să zică lumea? Ce o să zică ea de la noi din sat? Ce o să zică ea din pe stradă? Ce o să zică tata, mama, bunicul? Bă, dar cum am stat? Cum am dat în poze?
Cum am cântat? Am cântat bine? N-am cântat bine? Am predicat bine? Ori ascultat, mă? Ori plâns aia? M-au văzut ăștia? M-am pus aici în biserică? Mă vede careva? Sunt aici? Uitați-vă la mine! Dar uitați ce spune Biblia în primul verset, zice Biblia, când trecea, Iisus a văzut orbul din naștere. Pentru că nu e atât de important să fii văzut de farisei și de vameși, e important să fii văzut de Iisus. Iar când te vede Iisus, Iisus nu vede doar ceea ce vedem noi, adică ceea ce izbește privirea. Că dacă mă va întreba cineva când mă duc în Oradea, l-ai văzut pe fratele Pavel? O să zic, da, l-am văzut. Dar dincolo de această aparență fizică, foarte prietenoasă, dincolo de asta, ce în inima noastră știe în dreptul fiecăruia dintre noi doar Dumnezeu. Dar vă mai zic ceva, în ciuda faptului că Dumnezeu știe ce e aici, El totuși ne iubește. Știți cum e asta? E ca atunci când în urmă cu un an și ceva, eram într-o familie cu 10 prunci la Londra și în familia asta, cea mai mică copilă, fetița Maria, era bolnavă de distrofie musculară. Arăta îngrozitor pentru că mușchii faciali căzuseră, toată fața arăta îngrozitor. Fata era ținută în brațe de mama zi și noapte. Fata respira cu mare greutate, avea nevoie de un aparat care o ajuta să respire. Și eram acolo și am văzut multe în viața asta, pentru că îmi place să mă duc, să mă implic în lucrarea lui Dumnezeu, dar vă mărturisesc, parcă niciodată n-am văzut un copil atât de învățit de boală. Și atunci, pentru că mi se frângea inima și nu puteam vedea, mi-a zis în mine însu, nu pot să văd fata asta atât de urățită de boală, fac treaba asta repede și plec de aici. Și în timp ce eu mă gândeam la asta, știi ce zice taică-său, care era câțiva metri mai încolo? Zice, frate, uitându-se la ea, zice, nu e așa că e frumoasă? Și știi ce m-am gândit eu atunci? Că dragostea transfigurează, dragostea transformă. Că m-am gândit, Doamne, omul la fetița asta și mi se pare urâtă și lui, pentru că e tata, când se uită la ea, o vede frumoasă. De ce? Că dragostea transformă. Și m-am gândit, Doamne, probabil că în același fel te uiți tu la noi. Că de multe ori privind la cât de decadent pe lumea asta, la cât de păcătos e omul, te gândești, Doamne, cum de n-ai pedepsit lumea asta? Dar răspunsul e un singur. Cu toate că bărbatule, Dumnezeu știe ce faci, că nu știe nimeni. Cu toate că femeie, Dumnezeu știe ce e adânc în inima ta. Totuși, Dumnezeu te iubește. Slăvit să fie numele Lui. Și El vede, dincolo de aparențe. Noi românii suntem experți în ipocrizie. Cum ești, domnule? Bine. Mă iubești. Te iubesc din toată inima. Ce faci? Foarte bine. Dar dincolo de acest ce faci, de acest foarte bine, știți, vechii greci aveau un cuvânt hypocrito, în grecește, de la care avem în românește ipocrit. Hypocrito era un actor la teatru de măști, care spunea mai multe măști și știți că în ebraică cuvântul folosit pentru față în originalul Vechiului Testament e întotdeauna la plural, panim, fețe. De ce? Pentru că Dumnezeu știa că toți avem mai multe fețe. Toți. Cum ești? Dar ce e aici? E pentru iubitorii de literatură ca în portretul lui Dorian Gray. În afară frumos, zâmbitor, dar înăuntru cea mai urâtă mizerie cu putință. Și cu toate acestea, cu toate că Dumnezeu știe, totuși, El te iubește. Cum îi zicea unul din lumea interlopă după un predică undeva, pastorul zice, mă mir că Dumnezeu nu mă omoră până astăzi. Zice, dumneata, stai aici în fața altarului, că eu crezut că am vorbit în altarul nostru, stai aici în fața altarului și te rogi cu mine, zice, până când simt că Dumnezeu mă iartă. A avut bun simț, că Duhul Sfânt când vine, aduce și bun simț. N-a zis până mă iartă, că m-am gândit, bă, la câte păcate are ăsta, stau aici toată noaptea, cel puțin. Și am stat cu el și m-am rugat cu el pro jumătate de ceas. După jumătate de ceas, zice, simt că Dumnezeu începe să mă ierte. La vreo 4 luni după aia m-am dus la botez. Că m-a programat el, n-avea ce face, era mai mare ca mine. Mi-a zis, vezi, la 4 luni la botez. Și l-am botezat cumva, cu toate că era mai mare decât baptistierul. Și după ce l-am botezat în grămădeala aia, care era o biserică mare, am văzut o femeie în vârstă, dând din coate prin mulțime, o femeie de la țară, cu batic în față, venind și când și-a luat un elan, a venit până la ăsta, era mare și i-a dat o palmă peste spate. Mi-a stat inima în loc, la figurat vorbind, acum nu luați la propriu, și m-am gândit. Biblia zice să fim atenți la ce întorci până la Domnul. Și când i-a dat o palmă, zice, frate, zice, ăsta e băiatul meu, mă rog pentru el de 20 ceva de ani.
Și îmi zice atunci, îi dă cea mai tare definiție, nu mai citesc din teologi, după mine asta e cel mai mare teolog. Femeia asta a zis așa, zice, uită-l frate, zice, vezi, n-am cum să mă văd, că vede toată biserica. Zice, uite-te la el, mâna mea, zice, nu mai ajunge până la buler. Cum zice părintele, zice, nu mai ajunge până la buler. Să-mi scutur puțin. Dar mâna lui Hristos i-a ajuns la inimă. Pentru că asta e nașterea din nou. Cum zice un teolog ortodox, zice, e transformarea de ADN duhovnicesc pe care o realizează Dumnezeu Tatăl în numele credinței noastre Hristos prin lucrarea tainică a Duhului Sfânt în inima noastră. Asta e nașterea din nou. Asta e transformarea lăuntrică pe care Dumnezeu o face în noi. Și numai Dumnezeu vede ce e aici. Deci, ce caută omul? Unii caută doar statut social. Alții caută doar bucurii, să se simtă bine. Știți că la evrei, în Talmud, nu vă dau citatul din Talmud, că și așa cu citatele din Biblie e greu să fim atenți, dar în Talmud era foarte clar. Când cineva se năștea cu un handicap, era clar că a păcătuit cineva înainte. Și de asemenea, cei care aveau anumită problemă trebuiau camuflați, ascunși. De ce? Pentru că ziua de sabat era zi de bucurie. Eu vă mărturisesc o greșeală pe care am făcut-o de multe ori în biserică. I-am întrebat pe oameni de multe ori și câteodată agresiv. De ce nu sunteți bucuroși, frate? Bucurați-vă! Și odată o soră vine la mine după mai multe încercări de felul ăsta și zice, frate, zice, am fi bucuros dacă nu ne-ai întrebat atâta de treaba asta. Și după aia dumneata zice, dumneata nu știi prin ce trec eu în ultima vreme. Dumneata nu știi necazul pe care l-am în familie. Dumneata nu știi că eu cu bărbatul meu nu mai vorbim de nu știu când. Dumneata nu știi ce probleme am acasă. Dumneata nu știi ce am în inimă. Așa că, și atunci am realizat, știți ceva? Noi când venim în fața lui Hristos, venim exact ca Ana, mama lui Samuel. Dacă vă aduceți aminte de ea, 1 Samuel, capitolul 1, mi se pare de la versetul 10, spune Biblia că femeia asta când vine la casa lui Dumnezeu avea sufletul atât de amărât pentru că își dorea un copil și nu avea un copil. Și se roagă înaintea lui Dumnezeu, la versetul 10, 11, 12, nu mai știu, acolo, încolo, se roagă și cu sufletul amărât vine înaintea lui Dumnezeu și plânge. Dar dacă vă uitați în următorul capitol, chiar în primele versete, versetul 1, 2 și 3, lacrimile ei de tristețe sunt transformate în lacrimi de bucurie. De ce? Că Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. O, când eram copil, stăteam lângă un frate bine făcut, mare, și de multe ori când mă plictiseam la predică, mă uitam la el, era un adevărat spectacol omul. De ce? Că primele trei rugăciuni erau rugăciuni întotdeauna de tristețe. Nevastă sa, care era grav bolnavă, un prunc care era fugit de acasă și încă un băiat cu care avea probleme. Și știam rugăciunea deja perfect, că mai ne ascultăm noi și acum câteodată unii pe alții. Și mi-aduc aminte că omul ăsta, după ce se ruga primele două, trei rugăciuni în care plângea înaintea lui Dumnezeu, lacrimile lui de tristețe, mă uitam la el, vedeam că erau transformate în lacrimi de bucurie. Și dintr-o dată vedeam răsărind un zâmbet ca un soare pe fața lui și chiar dacă fața era plină de lacrimi, totuși inima era fericită. În seara asta, Doamne dragă, Domnule drag, habar n-am de unde vii. Nu știu ce necazuri ai, nu știu ce lacrimi ai în inima ta, ești în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu e prezent prin Duhul Sfânt aici, ai tot dreptul să plângi înaintea Lui, dar îți garantezi ceva. Dacă inima ta se deschide înaintea Lui, El poate transforma lacrimile acestea de tristețe în lacrimi de bucurie. Tu care cauți fericirea realizării profesionale și ai spus, dacă voi avansa, voi mai fi mai încolo, mai încolo, să fiu nu știu ce director, să ajung nu știu unde, și ai ajuns unde ți-ai dorit, dar n-ai fost fericit, uite în seara asta că e cineva aici care poate să-ți aducă fericirea, El este Hristos. Nici încă o cameră la casă nu te va face fericit. Nici încă un lucru material pe care îl strângi și să te lauzi vreo două zile la prietenii tăi nu te va face fericit. E o singură persoană care poate să aducă fericirea adevărată în viața ta și acest cineva este Iisus Hristos. El e calea, adevărul și viața. El e singura cale. Nici drumul realizărilor profesionale, nici drumul lucrurilor materiale, nici drumul plăcerilor de moment. Ai încercat totul. Și ai zis, îmi voi pune inima să cercetez totul, la fel ca Solomon odinioară. Și ai găsit la sfârșit că totul e deșertăciunea deșertăciunilor și goara după vânt și ești în seara asta, ești și spui, Doamne, am încercat să fiu fericit și așa, și așa, și așa, și nimic nu mă face fericit. Vreau să spun ceva, în seara asta Hristos îți poate aduce bucurie și pace. O slăvit să fie El. Trei, unica altă metodă, rapide dacă se poate, rapid. Ce metodă folosește Iisus ca să-L vindece pe omul acesta? Ciudat, scuipă, face noroi și pune pe ochii orbului. Imaginea asta mi-aduce aminte de Dumnezeu Creatorul care face lumea din pământ. La fel, Dumnezeu se pleacă
din pulberea pământului îl face pe om, dar de data asta le face doar o funcție, funcția văzului. Dar ce interesant aici e că omul probabil că oricum era murdar și în loc ca Hristos să-l spele, aparent îl murdărește și mai tare. Acum, dacă studiați Biblia, și vă rog să faceți, eu nu mă supărăniți dacă o faceți în timpul predicii mele, veți vedea că e ceva foarte interesant. În Evanghelie sunt cam 4 sau 5 ori vindecați de Iisus. Nu vreau să intrăm acum în dileme teologice. Sunt 4 sau 5 ori, și ascultați-mă bine, fiecare e vindecat altfel. Altfel. Eu m-am tot gândit la chestia asta. Când o să ajungă orbi în rai, cum o să vorbească unul cu altul? Pe tine cum te-a vindecat? Păi pe mine m-a scos din cetate, luat scuipat, mi-a pus cu ochi, s-a atins de mine și mi-a zis, vezi? Și am văzut niște oameni ca niște copaci. Am mai pus mâna odată și apoi am văzut bine. Tu? Eu eram la marginea drumului și am zis că trece Iisus. Și atunci mi-a zis, numai Iisus mă poate vindeca. Și am început să strig, Fiul lui David, ai milă de mine. Tu? Dar ce metodă folosește Hristos? Știți de ce folosește Hristos metoda asta? Ca să ne arate un simplu lucru, că nu contează metoda, ci contează cine aplică metoda. Pentru că dacă voi vă uitați la text, fariseii tot timpul întreabă, cum? Ia ascultați-mă, știu că vorbesc prea repede, nu ziceți amin la asta pe eu personal, dar eu seara asta n-am să vă spun celor care căutați, bă, cum să scap de fumat, cum să scap de problemele din familie în 4 pași, cum să... Dar am să spun cine. Nu o să spun cum, dar o să spun cine. Știu că oamenii, mă sună unul în urmă cu ceva ani, mă sună și zice, domnul pastor, am văzut pe net ceva predică, eu șofer pe tir, zice, am probleme cu jocurile de noroc, mi-am topit toți banii pe acolo, zice, dumneata să-mi spui rapid cum să scap de treaba asta. Dar să-mi spui rapid, zice, că n-am semnal la telefon, deci avea pretenția să-i zic rapid că el era pe autostradă, să zic punctul 1, punctul 2, punctul 3, punctul 4. Deci el probabil aștepta un calon de la mine, să zic așa. Primul pas, stai așa, te duci acolo, faci asta, mergi până la biserica, nu știu care, repezi rugăciunea, nu știu care. Și eu i-am zis punctul 1 Iisus, punctul 2 Iisus, punctul 3 Iisus și câte puncte vrei tu, tot Iisus. Știți că unii oameni ar fi în stare pentru iubitorii de subtilități biblice, la fel ca Simon Vrăjitorul, să plătească licența pe program și după aia să-l scoată pe Hristos din metodă? Mă, cum? Cum? Mulți sunt interesați. Domnul pastor, mie să-mi spui cum să mă înțeleg cu nevastul. Mie să-mi spui cum să mă înțeleg cu bărbatul meu. Mi-a zis o femeie, zice, m-am rugat pentru bărbatul meu 25 de ani ca Dumnezeu să schimbe. Și zic, l-a schimbat? Nu, zice, dar rugăciunea m-a schimbat pe mine. Și acum, mulți oameni sunt preocupați să afle metoda. Punctul 1, punctul 2, punctul 3, punctul 4 și așa mai departe. Știți ce mai găsesc eu aici în metoda asta? Când Iisus ia pământul ăla ca un unguent și pune pe ochii orbului, știți la ce mă gândesc? Mă gândesc că Dumnezeu ne lasă câteodată și să folosim și medicamentele, că sunt unii care sunt prea neprihăniți și care zic, Doamne, nu avem nevoie de medicamente, ne vindecă Dumnezeu. Uite că Hristos a fi putut să-l vindece pe omul ăla fără niciun fel de unguent. Cu toate astea, pune unguentul ăla, mai îl și trimite să meargă, nu știm cât, Biblia nu ne spune câți kilometri. Știți, eu am trecut în ultimii ani prin mai multe momente în viață. Fratele meu, Călin Mocan, care este și el pastor, mai mic decât mine cu vreo 2 ani, fata lui Abigail s-a îmbolnăvit de leucemie în anul 2016. Avea 6 ani. 2 ani de zile a petrecut prin spital. În 2017, soția mea a fost diagnosticată cu leucemie în SM. Mi-aduc aminte că eram la frații de la Toflea, la o conferință cu familiile și trebuia să vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu, știind că la câteva zile după aceea va trebui să intru în spital și să începem tratamentul cu citostatice. Nu voi uita niciodată cum ziua aia când mi-a lăsat fetița pe Anastasia, am lăsat-o la părinți și m-am dus cu soția, cu bagajele pregătite. Știți că de multe ori spitalele noastre, cel puțin pe din afară, dar și pe dinăuntru, arată ca și infernul lui Dante. Cine intră aici, poate să lasă afară orice speranță. Am intrat cu gențile pregătite, cu tot ce trebuia pregătit. Și când am ajuns acolo, nu voi uita, doctorul a făcut ultimile analize. În zilele următoare trebuia să înceapă tratamentul. Ziua aceea am primit un set de analize. După ce de 5 ori a fost diagnosticată cu aceeași problemă în 4 locuri diferite. De 5 ori în 4 locuri diferite. De data aceasta, primul rezultat vine. Noi am observat că nu mai sunt petele alea care apar de obicei la leucemie.
apar ca niște vânătări. Am văzut că au dispărut, dar am zis, bă, boala asta e o boală schimbătoare. Poate că totuși are ceva. Nu vă uita când doctorul a venit prima dată și a zis, domnul Mocan, vreau să vă spun ceva. Soția dumitale se pare, zice, că n-are nimic. Dar posibil că-s greșit analizele, că nu se poate 5 analize în 4 locuri diferite să arate asta. Repetăm și mai venim cu un set de analize și mai performant. Și când în cele din urmă, după câteva zile, au venit la mine și mi-au arătat analizele, vă mărturisesc că îmi venea să stric de bucurie acolo, n-am făcut-o, de ce? Că e bine să n-apeși cu bucuria ta pe tristețile altora. Erau acolo grămadă de oameni norociți în tratamentul ăla îngrozitor. Dar mi-aduc aminte că am ieșit afară și în România, în spitale, găsești locul să strigi, cozi, să nu te audă nimeni. Am găsit un loc la stânga-dreapta, stânga-dreapta, într-o penumbră care părea că leagă lumea noastră cu o lume incertă de dincolo, într-un hol din ăsta. Am început să strig cât am putut de tare, Dumnezeul meu este viu, Dumnezeul meu este viu, Dumnezeul meu este viu. Eu seara asta am venit să vă vorbesc despre acest Dumnezeu viu. M-auziți? Eu nu o să spun în seara asta care e metoda să scap de dependență, să scap de păcat, să scap de problemele tale, dar vreau să spun cine poate să facă această transformare. E unul singur, Iisus Hristos. E transformarea asta, nu va face ca prin farmec în viața ta, adică nu o să intri în apa botezului și brusc vei fi altul. Că eu mi-aduc aminte că am intrat prima dată în apa botezului, am crezut că voi fi brusc altul și cum am ieșit din apa botezului, un prieten mi-a pus piedică. N-am zis nimic, vă rog să specificați, să filmează, să rămână pentru posteritate. N-am zis nimic. Dar am venit. Eu m-am gândit că dacă mă scufundă în apă, când ies de acolo sfânt, nu-ți mai vine niciun gând păcătos. Mă, oameni buni, transformarea asta o realizează Dumnezeu în noi, în timp, prin post, prin rugăciune, prin venire la biserică, prin luptă personală. Nu poți să aștepta să fii sfânt peste noapte. Omul caută vinovați. Cine de vină? Dom'le, de 30 de ani în România dă vina unii pe alții. Vin unii la guvernare, ăia la ce se vină. Vin alții, ăia la ce se vină. În familie facem același lucru. De ce au ajuns pruncul așa? Zice, seamănă cu voi. De ani de zile, același carusel al aruncării vinovăției, alții sunt întotdeauna de vină. Uitând că, de fapt, nu contează cine e de vină. Contează că Dumnezeu are soluție. Dar știți de ce căutăm vinovați? De ce căutau ucenicii vinovați? Doamne, cine e de vină că orbul s-a născut orb? Pentru ca să justifice faptul că n-aveau de gând să facă ceva. De ani de zile căutăm scuze că, de fapt, nu face nimic. Ăla, zice, e bolnav pentru că a băut, ăla pentru că a fumat, ăla a ajuns așa pentru că nu a lucrat și în loc să facem ce face Hristos, Hristos nu stă să se gândească, Doamne, cine e de vină? Hristos ce face? Întinde mâna. Pentru că a fi creștin nu este semn. Știți, am văzut în Franța o statuie a lui Hristos fără mâini. Și prima dată când am văzut-o așa, mi s-a părut ciudat. M-am gândit că au ajuns ai noștri pe acolo și scria în limba latină ceva frumos. O zic direct în românește despre zidirea poporului, nu zic în latinește să creadă cineva că mă dau mare. Scria jos, fiți voi mâinile mele. Știți ce înseamnă să fii creștin? Uitați-vă, ridicați-vă privirea toți cei obosiți și adormiți într-un Domnul. Zâmbiți. Zâmbetul vostru trebuie să oglindească zâmbetul lui Hristos. Mâna întinsă spre cel sărac e mâna lui Dumnezeu întinsă spre cel sărac. Până la urmă, a fi creștin înseamnă să porți chipul lui Hristos în fiecare aspect al vieții tale. Nu să cauți să judeci pe toată lumea, să zici, bă, ăla e așa, las că și-o merită, ăla e așa, că au făcut acolo taică-s-o și maică-s-o sau ceva, ăla e așa pentru că o fumat, ăla pentru că o înșelat, lasă că și-o merită și avem tendința asta de a judeca și de a cataloga. Eu vă spun ceva, Dumnezeu are soluții, slavă Lui! Credeți asta? Toți pentecostalii care cred asta să zic amin. Amin. Știu că pentecostalii sunt obosiți, însă obișnuiți cu oameni. Era să zic obosiți, dar e cald, la căldură. 5. Unii oameni caută teorie inutilă. Acum vă întreb o chestie și fiți atenți. Nu vi se pare ciudată întrebarea ucenicilor? Doamne, zice, cine de vină că orbul s-a născut orb? Versetul 2. El? Am auzit? Nu vi se pare ciudată întrebarea asta? Doamne, zice, cine a păcătuit de omul ăsta s-a născut așa? A păcătuit el cu ceva, de s-a născut orb? Păi când să păcătuiască din moment ce s-a născut orb? Nu pare cumva contradictorie, absurdă întrebarea asta? Întrebarea ucenicilor din versetul 2. Doamne, zice, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Păi când să păcătuiască din moment ce s-a născut așa?
Dar acum ascultați-mă. Aici e vorba de puțină filozofie și puțină teologie. Știu că la ora asta și păcătura asta nu e, timp de așa ceva. Dar ascultați-mă, de ce întreabă așa? Că ei știau, din filozofia lui Platon, unii evrei erau influențați de asta, că sufletul poate exista înainte să coboare în trup. Și ei vin cu ideea asta că omul ăsta s-ar putea să fie păcătuit în suflet înainte să coboare în trup. Ei se numeau păcatul prenatal. Și Domnul Iisus dă și aude și exact cum v-ați uitat voi când am zis eu de filozofie greacă, deja unii erați. Și Domnul stă și ascultă și le spune cât este zi, eu am venit să lucrez. N-am timp de filozofie greacă. Eu vreau doar să-l vindec. Și spune Biblia, face scuipat, scuipă, face roi, pune pe ochii orbului, îl trimite până la Siloam și orbul vindecat. În timp ce ucenicii făceau filozofie și teologie, Hristos întinde mâna și-l ajută. Acum, eu vin dintr-o familie de penticostal, ca să mă laud până la capătul principiul, dacă nu te laud singur, nu te laud nimeni. Tata, bunicul, străbunicul, au fost, să zic așa, primii penticostali de la noi de localitate. Și biserica penticostală se desfășura la noi în casă. După aceea, sigur, s-a făcut biserică. Și mi-aduc aminte, îmi povestea bunicul, că pe vremea comuniștilor, când el era tânăr, a fost luat odată de către securitate, împreună cu câțiva bătrâni ai bisericii, el era tânăr. Tânărul bisericii. El era tot grupul de tineret. Au fost duși la securitate și au fost bătuți. Într-un subsol, bătuți bine, toată noaptea. Și dimineața, un activist de partid din 1,5 metri a venit și le-a ținut un discurs despre Darwin, despre evoluție și despre cum a apărut lumea asta din nimic. Vă dați seama că ai noștri nu prea aveau școală. Bunicul avea școală, era singur cu 7 clase. Restul nu știau nici măcar să citească. Și zice, era unul George și v-a zis, cum îi zicea în sat, George, nu știu cum, zice, ăla era terminat, toată noaptea la bătaie, bătrân, era terminat. Și zice, aproape că a dormit în timp ce tovarășul îi ținea o lecție din Marx, din Engels și ne povestea despre teoria evoluției și despre Darwin. Și când era aproape că a dormit, omul s-a enervat, tovarășul s-a enervat și a zis, tovarăș, dumneata, da, dumneata. E clar pentru dumneata că lumea asta a apărut din nimic și că e rodul evoluției și că Dumnezeu nu există și că... Și ce a răspuns George? A zis așa. Tovarășa, a zis el. Noi nu știm. Dumneata e mai multă școală. Poate știi și dumneata ceva ce nu știm noi. Dar eu o să-ți povestesc ceva. Când nevasta mea trebuia să nască, la noi în sat era doar o moașă. Și moașa a zis că nu poate face nimic că starea ei e gravă. Și am mers la un spital. Și de la spitalul ăla ne-a trimis la alt spital. Și doctorul a zis, domnule, pregătește-te de înmormântare, cumpără sicrinul, că nevasta ta o să moară și copilul se va naște morți. Tovarășe, noi ne știm teoria asta care zice în urmă tale, noi oameni de la țară și ne-a rugat lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, fă ceva. Și ne-am pus pe, cum zice Bihoreanu, pe genunchi, ne-am rugat lui Dumnezeu. Dumnezeu a întins mâna, băiatul meu astăzi e mare, soția mea trăiește și a putut să stea cu noi în familie. Altă dată eram cu Carl. Știți ce-i Carl? Nu în variantă englezească. În variantă old fashioned românească. Carul ăla mare, cu roțile lui mari, eram, zice, și unul dintre prunci a căzut din car și a trecut roata aia peste el și a rămas fără suflare în drum și striga lumea, a rămas pruncul lui George fără suflare în drum. Și noi ne știm teoria evoluției, cum zic mea ta, ne știm de atâtea lucruri, fii oameni simpli, de la țară, limitați, ce am zis noi, ne rugăm lui Dumnezeu. Ne-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, Tu care dai suflare omului, Tu poți să atingi de băiatul nostru și poți da din nou suflare. Și băiatul nostru e acasă și sănătos. Pentru că vă zic un lucru. Sunt oameni care atunci când vin la evenimente de genul ăsta, se uită să spună, bă, ce teorie nu mai zis ăsta? Bă, se vede că știe ăsta, a făcut școală. Caută tot felul de teorii. De multe ori mi se întâmplă când mai intru câte o biserică, dă mâna acum cu mine și zice, astăzi să predici ceva din Apocalipsa. Să zici ceva despre uriașii din Geneză. Eu n-am venit să vă pun în uimire cu teologia sau cu teoriile pe care le știu sau nu le știu, cu alea pe care nu le știu, mai ales aș putea să vă pun în uimire. Ci am venit în această zi să spun că avem un Dumnezeu care poate să facă minuni. Amin. Dumnezeu care e prezent în adunare poate în seara asta,
Domnule drag și Doamnă dragă, să se atingă de tine, acolo unde doctorii nu mai pot face nimic, psihologii nu mai pot face nimic, Dumnezeu poate să facă. Amin. Și poți pleca din adunarea asta, din biserica asta și poți să spui, am fost orb, dar acum văd, am fost bolnav, dar acum Dumnezeu m-a vindecat. Am fost bolnav de depresie și nu puteam dormi, cum mi-a zis cineva odată, nopți de-a rândul, doar cu medicamente, Hristos îți poate aduce liniște și pace. Mi-aduc aminte de o femeie care mi-a zis, am făcut 5 sau 6 avorturi și a zis ea, nu pot dormi, aud parcă glasul copiilor care strigă. Și a zis, Doamne, există o singură soluție și soluția este Iisus Hristos. Nu sunt în primul rând medicamentele, nu mă înțelegeți, v-am zis câteodată Dumnezeu ne lasă să trecem și pe acolo. Câteodată trecem și prin spital, câteodată trebuie să gustăm gustul acesta amar al medicamentelor și trebuie să ajungi pe masa de operație. Dar avem un Dumnezeu care poate și astăzi să lucreze într-un mod pe care mintea noastră nu-l poate înțelege, mintea noastră nu-l poate pricepe și sunt 100% sigur că sunt în locul acesta oameni care să ducă mărturia asta. Am fost căzut la pământ, dar Dumnezeu m-a ridicat. N-aveam liniște și pace, dar Dumnezeu mi-a dus liniște și pace. Mi-era copilul bolnav, dar Dumnezeu și-a întins mâna și toți pocăiții din locul ăsta și toți credincioșii lui Dumnezeu, indiferent de confesiune, au măcar o asemenea experiență trăită cu Dumnezeu. Ce caută omul? Unii oameni caută doar tradiții omenești. Și acum am apropiat de sfârșit ca să vă încurajez, da, mai e ceva. Când Hristos scuipă, face lor, vă zic asta, Hristos nu face absurd gestul ăsta. Unii s-au întrebat, Doamne, de ce îl face? Vă spun de ce. Pentru că în tradiția iudaică, în Mișna, se numește cartea care conține tradiția iudaică, sunt 39 de interdicții cu privire la sabat. Una dintre ele, în ziua de sabat, n-ai voie să scuipi. De ce? Pe lângă faptul că nu-i politicos, dar nu asta e motivul, e că, zice așa Mișna, când scuip, s-ar putea să muți praful. Și Dumnezeu care cântărește firile de praf de pe cumpăn, cum zice Isaia, s-ar putea să considere că ai făcut ceva care înseamnă muncă. Și ai încălcat ziua de sabat, că în ziua de sabat n-ai voie să ai activitate fizică. În ziua de sabat, zice Mișna, n-ai voie să te pui pe genunchi, mai ales dacă ești mai bine făcut, că e greutatea mare, Dumnezeu măsoară efortul pe care l-ai făcut și dacă e prea mare, poate Dumnezeu va considera că ai încălcat sabatul. Ce face Hristos? Se pune pe genunchi, scuipă și apoi îi pune omului acesta pe ochi, îi pune tina aceasta și spune orbului probabil așa, orbule, ai ținut tot ce spune tradiția ta astăzi, tatăl. Și cum ești? Mai bine? La fel, Doamne. Atunci, ascultă acum de ce spune Domnul. Și acum spuneți-mi asta, Doamnă dragă, Domnule drag, ai făcut tot ce spune tradiția. Ai ținut și postul Paștelui, ai ținut și postul Crăciunului, te-ai dus la toți duhovnici, ai încercat toate soluțiile, ai urmat toate canalele și uită-te că ești astăzi exact la fel. Și o să-mi spui, dar ce spune Biblia să fac? Biblia spune 3 lucruri. Crede că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele tale. Marcu 16:16. După ce crezi, pocăiește-te de păcatele tale. Și 3. Botează-te în apă. Dar o să-mi spui, domnul pastor, dar eu am fost botezat. Eu mi-am făcut studiile post-universitare, să mă mai laud odată, în lumea ortodoxă. Și argumentul ăsta mi-era adus de foarte multe ori de părintele cu care mi-a făcut studiile post-universitare, o parte din doctorat și masterul în Noul Testament și limba greacă. Și îmi aduc aminte că ăsta era argumentul lui. Mă, dar de ce trebuie să mai botezați odată? Că nu i-am botezat odată. Și întotdeauna argumentul meu următorul, oameni buni, nu există niciun copil botezat în toată Biblia, nici măcar unul. Dar dacă vreți, putem merge mai departe de atât. Nici măcar în tradiția aia cu T mare a Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți, n-avem nici măcar un copil botezat. Până în anul 385, nici măcar nu se vorbește despre botezul copiilor. Și nu numai în anul 385 apare într-o scrisoare o referință la asta. Gândiți-vă dumneavoastră, de exemplu, că mulți dintre cei care sunt socotiți sfinți în Ortodoxie, știți că e și o zi în care sunt celebrați 3 sfinți. Sfântul Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigore cel Mare. Știți că toți s-au botezat la vârsta maturității? Sfântul Vasile cel Mare, pe care noi românii îl iubim așa de mult, că la tot la 3 acasă cât un Vasile, s-a botezat la 24 de ani. Un om al lui Dumnezeu deosebit, care a scris bună parte din ceea ce astăzi se cântă în Biserica Ortodoxă în liturghie.
Sfântul Vasile cel Mare, care are o contribuție esențială la doctrina Trinității, s-a botezat la 24 de ani. Și dacă vreți, putem ține o lecție numai din patristică, dar nu cred că e cazul și timpul. Și am să vă spun că mulți dintre cei care sunt considerați sfinți în ortodoxie sau în catolicism și venerați ca atare, n-au fost botezați când erau prunci, nu au stat nașii lângă ei și s-au botezat la vârsta maturității. De ce? Că oamenii ăștia o știu cuvântul lui Dumnezeu, o știu că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele noastre, cum zicea Atanasie cel Mare, Hristos a coborât ca noi să ne putem înălța. Hristos a coborât pentru ca noi să putem zbura, slăvit să fie numele Lui. Și acum înțelegem bine, toți oamenii ăștia știu ce spune Hristos înainte din înălțare, Marcu 16:16. Cine crede și se botează va fi mântuit. Și astăzi e cuvântul lui Dumnezeu. Și spun cu tot dragul, tu care încerci de ani de zile să-ți rezolvi problema păcatului, tu care încerci să-ți rezolvi problemele din familie de ani de zile și ai încercat toate canoanele și ai încercat toate tradițiile și viața ta a rămas la fel și nu s-a schimbat nimic și a rămas la fel de legată și la fel de legat, există o singură soluție. Soluția e cuvântul lui Dumnezeu. Știți, avem noi pocăiți o comunitate de frați romi la Toflea și ăștia pe vremuri cântau o cântare care și astăzi mai cântă Evanghelia are putere. Și când cântau cântarea asta, imaginați-vă 1000 și ceva de romi transformați de puterea lui Dumnezeu, ridicând Biblia mare și cântând Evanghelia are putere. Dacă e ceva care poate să schimbe viața ta, dragul meu ascultător, nu-i sfânta tradiție pentecostală, nici ortodoxă, ci cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu îți poate aduce liniște și pace. Cuvântul lui Dumnezeu poate să facă să te înțelegi cu soțul, cu soția, cu pruncii tăi. Cuvântul lui Dumnezeu îți poate aduce fericire în familie. Cuvântul lui Dumnezeu îți poate da puterea să te lași de țigară și de alcool. Cuvântul lui Dumnezeu poate schimba viața ta. Aleluia, slăvit să fie Domnul. Ce caută omul? Și o să mai zic un lucru. Omul caută ajutor în necaz, Domnul oferă relație zilnică cu el. Versetul 12. Unde e omul acela? L-a întrebat de ei pe orb și el a răspuns, nu știu. Asta mi se pare tare de tot. Deci să fi fost vindecat de Iisus și când lumea te întreabă unde e Iisus, tu să spui, nu știu. E bună pauza asta. De ce mi se pare ciudat? Că exact în aceeași situație suntem și noi de atât de multe ori. Când te întreabă cineva, cine te-a salvat atunci când erai în mașină, ultima fracțiune de secundă și când ai înălțat în gândul tău o rugăciune către Dumnezeu și ai zis, Doamne ajută! Și ai trecut și Dumnezeu te-a ajutat. Și tu în seara asta ești aici și dacă te întreabă cineva, cine te-a ajutat, poți să spui Dumnezeu. Și atunci îmi permit să spun și unde e Dumnezeu acesta din viața ta. Când erai acolo și te rugai și ai zis, Doamne, dacă te atingi de nevastă mea, că acum doctorul zice că e șansă jumate-jumate și nu știu dacă va ieși cu bine din operația asta, dacă iese cu viață și dai viață, Doamne, Doamne, eu mă duc, mă pocăiesc și Dumnezeu a intervenit și astăzi e bine. Și eu te întreb, unde e Iisus? Unde e Iisus în rugăciunile tale? Unde e Dumnezeu? La biserică. Unde mai mergi din când în când? Unde e Dumnezeu din familia ta? Unde e Dumnezeu din rugăciunile tale? Că numai Dumnezeu, zice domnul pastor, numai Dumnezeu m-a vindecat, zice o femeie. Eram bolnavă de cancer pulmonar. Și zic, Doamne, nu vă supărați. Pe unde ați fost aseară? La un club. Dar zice, acum 6 luni de zile, doctorii au zis 2 săptămâni. Și Dumnezeu la o rugăciune a întins mâna și m-a vindecat și mi-am permis să o întreb. Bazat pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și am zis, Doamnă, și unde-i Dumnezeu ăsta pe viața dumneavoastră? Dragul meu tânăr, mama și tata ți-au zis de atât de multe ori, că atunci când tu ai venit în lumea asta, dacă n-ar fi întins Dumnezeu mâna și n-ar fi făcut o minune, nu te-ai fi născut niciodată sau te-ai fi născut cu un grav handicap și doctorul a zis că nu sunt prea multe șanse și tu însuți recunoști și spui și taică-tu și maică-ta și spuneți, mă, numai Dumnezeu l-a ajutat, bun, și unde e Dumnezeu din vorbirea ta și unde e Dumnezeu din casa ta și unde e Dumnezeu din umblările tale și unde e Dumnezeu din familia ta? E Dumnezeu ăla la care i-ai promis, Doamne, dacă mă salvezi, Doamne, dacă mă ajuți, Doamne, dacă intervii, să vezi ce mă pocăiesc, să vezi ce mă întorc la tine, să vezi ce mă las de țigară, să vezi ce mă las de alcool. Știți, voi încheia cu versetul 35. Dacă ați fost atenți la citire, cred că e 35, mă uit mai atent și eu acum. Da, spune Biblia că orbul a fost dat afară din sinagogă, că de data asta vedea, știți că mulți zice, bă, mai bine să rămână la noi în biserică, așa cum e, păcătos, dar să rămână la noi în biserică. Era mai bun când era orb. Auzi, era mai bun, că era nostru. Dar acum i s-au deschis ochii și nu mai bun membru aici, te-am dat afară.
Zice, versetul 35, ia citiți, zice, Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a, ziceți voi, da? L-a găsit. Și în altă parte o citiți dumneavoastră. L-a găsit. Știți ce înțeleg eu din asta? Că atunci când oamenii te dau afară, este cineva care te caută și te găsește. Este Iisus Hristos. Când medicii te dau afară, când soțul pe care ți-ai clădit viața zice, dragă, nu te mai iubesc, când pruncii pe care i-ai crescut cu mare greutate uită să mai dea un telefon pentru că au plecat și poate uita să mai dea un telefon. Și ai zis, la bătrânețe, păi mă bazez. Și uită că ai rămas singur și ai rămas singură, dar vreau să zic ceva seara asta. Când oamenii te dau afară, este cineva care te caută și te găsește. El este Iisus Hristos. Și dacă te întrebi în seara asta, de ce a lăsat Dumnezeu să pierzi banii pe care i-ai pierdut? De ce a lăsat Dumnezeu durerea asta din spate pe care o ai? De ce a lăsat Dumnezeu să treci prin necazurile prin care treci? De ce? Pentru ca în seara asta să vii în biserică, pentru că altfel n-ai fi călcat niciodată aici. Dar ai venit în seara aceasta aici și Dumnezeu îți spune, te iubesc, zice Domnul, cu dragoste veșnică. Și în ciuda faptului că Dumnezeu știe cât ești de păcătos și cât ești de păcătoasă, Dumnezeu în seara asta e gata să se atingă de viața ta. Știți ceva? Am o rugăminte la dumneavoastră. Câteva clipe acolo unde sunteți, vreau să închideți ochii. Vreau să stați cu ochii închiși doar pentru câteva clipe și după aceea ne vom ridica picioare. În clipele acestea, când stăm cu ochii închiși, într-o stare de introspecție în care ne analizăm fiecare inima, viața și sufletul, Domnule și Doamne, frate și soră, prieteni dragi, îți aduc aminte că atunci când oamenii te-au părăsit, Dumnezeu te-a părăsit. Amin. Îți aduc aminte că atunci când oamenii pe care ai zis, pe ăștia îmi clădesc viața, ți-au dat afară, Hristos te-a găsit, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Ăsta e mesajul vostru în seara asta. Și vreau să vă întreb aici, pe cei ce sunteți deja în biserică, câți dintre voi sunteți siguri că Hristos este deja în viața voastră? Vreți să ridicați mâna sus? Dacă ridicați mâna, o ridicați cu zmerenie, dar vreau să stați cu ea sus, pentru că mâna asta ridicată sus e un steag de biruință, iar venisul, Dumnezeu e steagul nostru. În timp ce stai cu mâna ridicată sus, ai putea să îngenunchezi în inima ta și ochii tăi să fie plini de lacrimi. Pentru că tu stai cu mâna sus, pentru că Hristos a coborât să moară pentru păcatele tale. Tu stai cu mâna ridicată sus și prin această ridicare de mână spui, Doamne, nu-s mai bun decât alții. Dar eu am crezut că Iisus Hristos e Fiul Tău care a venit în lumea asta. M-am pocăit de păcatele mele, Doamne. Și am intrat în apa botezului, am intrat în biserică și vreau să-mi păstrez credința până la sfârșit. Mâna asta sus e ca un steag de biruință. Iar venisul, Dumnezeu e steagul nostru. Și dacă vrem să ieșim în evidență cu ceva, cu Dumnezeu vom ieși în evidență. Vă mulțumesc pentru amabilitate. Dumnezeu să vă binecuvânteze, puteți lăsa mâna jos. Acum, am a doua întrebare și după aceea vom face rugăciune. Dacă este cineva aici care încă nu l-a primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și în seara asta nu vrea să adere la o religie nouă, ci vrea în seara asta să primească pe Iisus în familia lui. Vrei ca în seara asta Hristos, acel Hristos care te-a ascultat acum 2 ani, acel Hristos care ți-a ascultat rugăciunea acum 4 ani, acel Hristos care te-a salvat din accidentul de mașină din care niciodată cineva pe pământul acesta n-ar fi putut să te salveze. Acel Hristos vrea să coboare în inima ta, în viața ta și în sufletul tău. El te-a căutat și te-a găsit în locul acesta. Și vrea seara asta să transforme viața ta. Dacă este cineva în locul ăsta, care încă nu l-a primit pe Hristos, dar în seara asta vrea să-L primească ca Domn și Mântuitor, aș vrea să ridici mâna sus pentru că vreau să mă rog pentru tine. Nu voi forța nota. Dacă este cineva în locul ăsta, care încă nu l-a primit pe Iisus Hristos, dacă vrea să-L primească în seara asta, vreau să ridici mâna sus. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu voi mai insista, au fost mai multe mâini care s-au ridicat. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Știu că Dumnezeu lucrează. Ridicați-vă în picioare, vă rog cu toată amabilitatea și dragostea. Aș vrea să stăm în picioare în semn de reverență și respect în fața Dumnezeului nostru care este sfânt. Și aș vrea să-mi permite să fac o rugăciune pentru toți aceia care în seara asta își doresc să-L primească pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Toți aceia care își doresc asta, aș vrea să aibă amabilitatea și tăria de caracter, să stea mai departe cu mâna ridicată sus. Doamnă dragă, Domnule drag, prieten drag, nu e atât de important că te văd oamenii, important e că te vede Dumnezeu. Și Dumnezeu știe ce e în inima ta. Și tu cu mâna sus ești dar cu inima îngenunchiată. Și dai voie să fac rugăciunea asta pentru tine, iar ceilalți aș vrea să stați într-o atitudine de rugăciune și permiteți-mi mie să rostez rugăciunea asta.
Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim că ești prezent. Mulțumesc, Iisuse Hristoase, că ești prezent aici la Moiseiul. Îți mulțumesc, Doamne, că picioarele tale sfinte pășesc pe locurile acestea superbe ale țării noastre. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că mâinile întinse pe lemnul de la Golgota, în această zi, aceste mâini, Doamne, s-au atins de sufletele noastre prin cuvântul Tău. Doamne Dumnezeul nostru, atinge-te de toți aceia care în momentul acesta plâng înaintea Ta, strigând către Tine, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de viața mea. Sunt în locul acesta, Doamne, oameni care au nevoie să fie liberați, transformați, care au nevoie de pace în inima lor, care au nevoie de pace în familia lor, care așteaptă de multă vreme, Doamne, o transformare. Și au urmat tot felul de tradiții, dar tradițiile nu au schimbat nimic în viața lor. Doamne, în seara aceasta au înțeles că e timpul să asculte de cuvântul Tău. De aceea te rog, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, atinge-te de ei în clipa aceasta. Dacă există cineva care de ani de zile, Doamne, e legat de un anumit păcat, în numele lui Iisus Hristos se eliberează în seara asta. Dacă există cineva care de ani de zile se zbate, Doamne, într-o stare de neliniște și de depresie și nu poate fi fericit nici cum, în numele lui Iisus Hristos, Doamne, atinge-te de sufletul acesta. Adu, Doamne, liniștea pe care medicamentele nu vor aduce niciodată. Adu pacea pe care psihiatrii și psihologii nu vor aduce niciodată. Este pacea pe care aduce prezența Ta, Iisuse Hristoase. O, lasă ca prezența Ta să miște adunarea aceasta pentecostală. Lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să se atingă de toți cei ce sunt aici. Iar cei ce sunt aici să simtă că aici e poarta cerurilor. Că aici e casa Ta, Dumnezeule, să simtă puterea aceasta care coboară din crucea Ta. Doamne, știu că există putere în sângele lui Iisus Hristos. Știu că există putere și în această seară îți cer, Doamne, Tatăl nostru din ceruri, prin Duhul Sfânt, în numele sângelui de la Golgota, eliberează, Doamne, de sub puterea oricărui păcat. Ne dorim să fim fericiți, Doamne Dumnezeule, și alergăm în viața asta să ne fericim singuri. Dar în seara asta am înțeles un adevăr fundamental, că fericirea se află în prezența Ta. De aceea, Doamne, atinge-te cu putere de noi în seara aceasta. Îți mulțumesc că Tu cercetezi biserica aceasta. Îți mulțumesc că Duhul Tău cel Sfânt ridică, reabilitează, mântuiește, liberează, vindecă în seara aceasta și iartă-ne, Doamne, că de prea multe ori am căutat teorie în seara aceasta, Doamne, vrem la fel ca orbi să putem spune, am fost orb, dar cum văd, am fost la pământ, am fost ridicat de Duhul lui Dumnezeu. Îți mulțumesc că într-o zi când va ninge invers pentru prima dată în istorie, Doamne Dumnezeule, de trupul nostru va fi în pământ în ziua aceea, vrem să se ridice spre cer. Și dacă noi vom fi în viață, vrem să fim transformați într-o fracțiune de secundă, în cea mai frumoasă nisoare din câte au fost vreodată, în ziua când Tu ne vei chema pe nume, când vom intra pe porțile de aur al Ierusalimului cel nou, Doamne Dumnezeul nostru, aș vrea să ne spui în ziua aceea tuturor, vino rob bun și credincios. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Te mulțumim Domnului. Mulțumim la fratele pastor Tomi Sărbini. A fost o seară deosebită, puțință cu schița Domnului. Oamenii au un pic pus-o de așa, că Domnul să binecuvânteze. Și am stat în prezența Domnului. Și când stai în prezența Domnului, dacă am stat în altă parte, câte ore n-am văzut, nu? Cu atât mai mult în prezența Domnului. Fratele pastor a scos în evidență persoana Domnului Iisus. Și e cea mai importantă persoană. Și în fapte 4 cu 12 spune Domnul Iisus, în nimeni altul nu este mântuire. Că nu este sub cer al nume dat oamenilor, prin care trebuie să fie mântuit decât în cine? Domnul Iisus. Numele lui Iisus Hristos. Amin. Păi de ce am venit în seara asta? Nu chemăm pe nimeni la Pentecostal, noi vă chemăm la Iisus Hristos. Oameni buni, biserica n-are nevoie de mere. Știți de ce are nevoie biserica? De oameni plăcuți Domnului Iisus și zic ca Domnul să ne ajute. Dacă mai aveți răbdare, lăudăm pe Domnul o cântare cu toată biserica, după care, prin fratele Toderică din Rotundu, vă mulțumim Domnului pentru toată slujba în seara aceasta. Amin! Amin. Pe Domnul vinu-mi am.
triumfător, cântă astrate și fii acum voios, căci bucuria e darul lui Hristos. Voi, israeliți mare, haideți să-i cântăm cu cântări costanale, să-l adorăm. Mare este Domnul nostru, nimeni nu-i ca El, lăudați cu bucurie pe și grijile